Știați că fructele ne pot ajuta în înțelegerea ritmului muzical? Haideți să ne gândim la numele unui fruct compus dintr-o singură silabă. Corect! Măr! Atunci când întâlnim nota de un timp, o vom înlocui cu cuvântul măr. Din lecțiile anterioare am aflat că dacă nota de un timp este împărțită în două jumătăți egale, vor rezulta notele de jumătate de timp, adică optimile, pe care le putem întâlni atât cu steguleți, cât și unite. Să ne gândim la un fruct compus din două silabe egale. Banane. Nu. Pepene. Căpșună. Nu. Pară. Pară! În locul celor două optimi unite, vom pronunța cuvântul pară. Iar pentru sfertul de timp vom avea nevoie de patru silabe, deoarece împărțim fiecare optime la jumătate. Fruct din patru silabe? Portocală! Acum este momentul să alcătuim diverse formule ritmice pe care le vom încadra în măsura de patru pătrimi, adică de patru timpi. Pentru fiecare silabă vom bate din palme. Astfel ne vom fixa cu exactitate ritmul. Înlocuim nota de un timp cu măr, notele de jumătate de timp cu pară, iar cele de sfert cu portocală. Sunteți gata? Și vom exersa doar ritmul. Atenție! Urmează exercițiul al doilea. Și după același exemplu, ultimul exercițiu. Pară, portocală, pară, măr. Pară, portocală, pară, măr. Și doar ritmul. Continuați să exersați. Și puteți înlocui fructele cu legume, culori sau animale. Însă atenție, în funcție de numărul silabelor. Fiți creativi!